Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei ce nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, precum și agenții la filme și seriale. Iar dacă vă place acest tip de conținut, ei bine, tocmai ați găsit. Veți avea și podcasturi, știri și multe, multe altele. Așa că hit subscribe ca să nu ratați clipurile. Azi avem un clip cerut și oarecum aproape întâmplat, pentru că ne-am trezit de dimineață cu o veste. Ei bine, Netflix a anulat Daredevil, principalul lor serial Marvel. Așa că, fără să-mi pierdem timpul, hai să ne vorbă despre asta. Așadar, într-o mișcare complet neașteptată, Disney și, sau oarecum neașteptată, Disney decide ca Netflix să nu mai dețină Daredevil. E foarte important, înțeles că aici sunt două chestii care se întâmplă, de fapt și de drept. Pentru că foarte multă lume vorbea despre faptul că este imposibil ca asta să se întâmple. Ei bine, nu e imposibil, pentru că în momentul de față, Disney trebuie să-și strângă toate jocurile, toate jucăriile în coșul lor. Și atunci era de așteptat. Nu mă așteptam, în schimb, să se întâmple atât de repede. Asta e adevărat. Dar în același timp, considerând business choice-urile, are sens să se întâmple asta. Pentru că ce cred că s-a întâmplat, de fapt, este că la un moment dat, după ce Netflix-ul a început să piardă personajele, cred că și au început discuțiile, evident, că nu toate au fost corecte și nu toate au fost politicoase. Și probabil că la un moment dat Disney a spus că bă, we'll take everything, la care ăștia nu, că noi avem contract și you don't have to pay us. Și s-a ajuns până la urmă de faptul că Disney-ului cred că i-a fost frică că o să distrugă IP-urile, că o să facă un nimic din ele. În același timp le-a fost frică că, dat fiindcă au creative freedom, să nu facă vreo prostie în sezonul 4 cu personajul. Că e foarte posibil ca, de fapt, cei de Disney să aibă niște planuri mai mari cu aceste personaje. De fapt, Disney când a anunțat că vor exista în continuare lucruri legate de Daredevil. Așa că e foarte, foarte posibil ca, de fapt, să nu vedem un serial neapărat legat de Daredevil pe Disney, unul la unul, dar e foarte posibil să vedem integrat în tot felul de alte chestii. De asemenea, un alt lucru foarte important în care Disney cred că a făcut bine să facă chestia asta. Deși au luat serialele, tot ce a creat Netflix rămâne la Netflix. Și atunci pentru un early adapter în următorii ani, va fi destul de dificil să înțeleagă care este ăla adevărat, între ghilimele. Și atunci Disney zice, bă, știi ceva? I'm gonna take all my jewels. De asemenea, cred că a existat și un punct de discordanță la un moment dat, în care Netflix a spus, ok, dar să știți că noi avem încă... Am încercat să fac un leverage point din faptul că l-au pe Daredevil, cu cel mare succes, și că Disney mi-a spus, fuck off, you're not gonna do that, cancel it. Știi? Pentru că se întâmplă chestia asta. Aici, ce nu înțelege lumea este că nu e vorba de serial aici. În momentul de față, toate aceste canceluri sunt strict business. Nu are nimeni, nimic cu nimeni. Deci nu există faptul că personajele sunt prost scrise sau că nu știu, nu. Pentru Iron Fist să spunem că da, ok, exista șansa asta. Dar în momentul de față, pentru Daredevil, nu exista șansa asta. În schimb, era, știi cum e, era logic să se întâmple. Toată lumea când începe să se desparte în termeni aviabili. Dar după aceea când începe să ceară lucrurile, începe să strice lucrurile. Și atunci, în momentul de față, din câte am înțeles, o să fie, deal-ul este în felul următor. Tot ce a făcut Netflix rămâne la Netflix și este proprietate în Netflix. Iar Disney-ul poate să facă ce vrea cu IP-urile mai departe, dar nu se știe dacă ei vor, de fapt, să creeze seriale noi. Pentru că, repet, e vorba pur și simplu de faptul că, pentru foarte mulți, va fi un point of debate. Adică dacă tu vezi peste un an de zile serialul Netflix pe Disney, da? Există foarte mulți hardcore fans care o să spună, man, ăla pe Netflix era mult mai bun. Deși sunt șanse mici să fie mai bun. Dar sunt direcții creative diferite, sunt echipe diferite, sunt... Totul va fi diferit la el. Și atunci automat unii oameni vor fi, bă, fuck this. În schimb, în același timp, aceiași oameni o să fie raving about the... Apropo de asta, se va numi Vision and Scarlet Witch series. Nu va fi Scarlet Witch and the Vision. Că avem mai o să fie, mamă, ce tare e. O să vedem serialul Loki. Cu siguranță să se pare că este tare și așa mai departe. Adică, la un moment e mai ușor să iei personajul, să-l pui la gheață, pentru câteva... Să-l pui la gheață ca și unic IP, să pui la gheață câte o bucată de timp și pe să-l readuci într-un alt format și cu altă chestie. Așa că eu nu sunt preocupat de faptul că s-a întâmplat asta, în schimb, mă așteptam, dar nu atât de repede.
Asta e chestia. Mă așteptam să se întâmple pentru că era un divorț care se întâmpla și nu putea să rămână, știi, mașina amândurora, trebuia să fie împărțit. Dar în același timp nu mă așteptam să se întâmple peste două sezoane. Adică mă așteptam că atunci când Disney lansează anul ăsta, da, streaming service-ul, la anul, practic, când începea sezonul 4 din Daredevil, se stabilizau cu el și atunci când trebuia să vin sezonul 5, atunci îi dau cancel. Atunci ar fi fost destul de matur ca să o fac. Așa că, de supărat că s-a întâmplat asta, nu sunt supărat. Mai să ne înțelegem, mai este o chestie pe care foarte multă lume, evident că și Punisher o să plece în foarte, foarte curând și Jessica Jones la fel. E normal să se întâmple așa. Singura chestie care vreau să o țineți minte în ce vă gândiți la chestia asta este că dacă stați să vă gândiți realmente la ce a făcut în momentul de față până acum Netflix-ul cu aceste personaje, gândiți-vă dacă în afară de Daredevil și de Punisher în ultimă față, bine, și primul Jessica Jones, dar mai puțin, gândiți-vă dacă sunt cu adevărat powerhouses. Dacă ați spune, we gotta keep this, știi? Și o să vă dați seama că de fapt s-ar putea, există o șansă destul de bună ca Disney să vină să facă o chestie mai bună pentru personajele astea. De fapt, nu e o șansă, e o probabilitate destul de mare. Netflix-ul cu toate meritele sale, Doamne ferește, că a inițiat o nouă categorie de business și a dezvoltat televiziunea și a dezvoltat entertainment-ul într-un fel absolut, trebuie să fim conștienți de faptul că Netflix în ultimii 2 ani nu mai scoate, sau cel puțin din punctul meu de vedere, atenție, nu scoate doar cei mai buni. Netflix în momentul de față este un competitor pentru YouTube aproape. Adică va în afară, doar că este higher level production grade, ca să zic așa. Evident, nu o luați arbitră în chestia asta, dar produce conținut toate tipurile. Există cooking show-uri acum, există seriale, există filme, există documentare, există indie, există tot ce vrei tu care este professionally made. Așa că nu mai este doar the place where you can see all your series, da? Și mai e o chestie, Netflix a început războiul, că a început să-și producă, să-și facă propriile producții. Pentru că Netflix-ul ca și model de business, evident că de la început a fost gândit așa, dar el inițial s-a vândut către toate celelalte case de producție ca și we're going to distribute your content, ca distribuitor de conținut. Și la un moment dat, în schimb, Netflix a devenit mai puternic decât ei și a început să aibă puncte de leverage. Așa că de aia era inevitabil toată chestia asta, de aia este complet inevitabil și de aia Disney o să câștige probabil războiul de content pe termen lung, pentru că după ce achiziționează Fox-ul în aprilie anul viitor, amintesc că se încheie deal, va fi do what the fuck. Da. Adică, evident că Netflix încearcă și este normal că trebuie să o facă, da, să scoată capul. De aceea, în momentul de față, dacă vă uitați în piață, este o diferențiere, începe să apară diferențierea. HBO comunică intensiv quality, 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 best quality, best quality, best quality, da? Best writing, best filming, best all that shit. Netflix-ul comunică în momentul de față anvergură, pur și simplu, număr de conținut, numai că aici, în momentul în care vii și spui că something on everybody, o să te bată Disney, că Disney vine și spune, look, the Mickey Mouse house is going to provide for you with everything you need. Plus că Netflix acum a făcut deal-ul ăla cu Paramount, despre care vă spuneam în acum două nerd news-uri. Și iar asta a fost o chestie foarte importantă, pentru că se joacă, în momentul de față asistăm la un power play, asistăm la o stabilizare a pieței dintr-o direcție sau în alta, așa că era normal că să avem și casualties de genul ăsta. Dar pentru mine, repet, pentru mine, punctul meu de vedere, nu este un big deal faptul că Daredevil nu va mai fi la Netflix. Pentru mine este, ok. Let's see what Disney can do with it. Știi, cam asta e chestia. Așa că eu mă aștept să fie ok în orice direcție ar merge și abia aștept The Disney Streaming Service, pe care, iar e foarte ciudat, noi în România nu o să-l avem. Știi? E pentru piața lor locală în state. Noi probabil că vom vedea în continuare producțiile Disney pe Netflix. Adică asta e foarte mișto, mi se pare foarte interesantă chestia asta. În același timp se mai întâmplă o chestie bizară, pe nu știu dacă ați observat-o. Pe Netflix încep să apară foarte multe producții care erau pe HBO. Și asta e foarte interesant pentru că nu mă așteptam la asta. Seriale precum ăla, Templars sau whatever the fuck se cheamă, Templierii, Cruciații, ăla cu sabia și copilul și așa mai departe. Foarte interesant, este și pe Netflix. Asta nu mă așteptam să văd.
Asta înseamnă că există în momentul de față, există o schimbare în scenă, ăsta e adevărul. Piața e în flux, 100% se întâmplă ceva în ea, așa că o să vedem ce... Teoretic, noi avem de câștigat din chestia asta. Pentru că asta înseamnă că toți vor să facă mai mult ca să ne atragă nouă atenția. Așa că, din punct de vedere content, o să fie mai mult. Din punct de vedere quality of content, e, aici nu pot să spun că vom câștiga neapărat. O să vedem. Tot ce mă rog este ca HBO să nu se schimbe. Deci HBO a reușit să rămână, chiar dacă AT&T a cumpărat Warner și Warner deține HBO, HBO a reușit să dețină acest statut de uniqueness, să spunem așa. Sper să rămână așa în continuare. Dacă nu, well, what can we do? Asta este. Bun, cam atât pentru asta. Sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut și clipul, sper că ați înțeles în mare despre ce e vorba aici. Și sper să... Și spuneți-mi și mie ce părere aveți, dacă sunteți entuziasmați de următoarele producții cu Daredevil sau dacă sunteți doar supărați de faptul că nu mai este la Netflix. Adică e un motiv să sper pe Disney? Mie nu mi se pare. Așa că e un... business is business. Așa că nu pot să spun decât felicitări, Disney, pentru că ți-ai recuperat IP-urile, ai cumpărat și Fox-ul în dorința asta. I'm happy with that. I'm not unhappy with that. Dar nu pot să spun nici că Netflix făcea o treabă oribilă. Era ok. Bun. Vă mulțumesc băieților pe Patreon, îi mulțumesc și vouă că ați fost alături de mine și până data viitoare nu rămân decât să vă urez vizioane plăcute, numai de bine, baftă!